Iubire, dar de ce vrei să mergi în spital? Te simți rău? Ce ți-am făcut tăie? T-au lovit, te-au zi? Da, cu o pută de baseball. Bă, ce nesimțiți! Mau! Oricum, ai văzut, au plătit pentru ce au făcut. Mai fi îngrijorată că cu tine acum nu o să mai pățești absolut nimic. Dăm bici acum la medic. Și ce-am zis, de ce te-au răpit, ceva, vreun motiv? Nu vreau bani. Poate vreau ceva mai important, nu știu. Nu au vreo bani. N-aveau ce să mănânce și au vrut bani. Da, n-aveau ce să mănânce, dar așa poate veneau îmbrăcați ca, nu știu, ca ultimii boschetari, că le era foame, dar ăștia erau o grupare ceva organizată. Cine știe? Te-a luat somnicul? Păi, dacă sunt de mâncat, nu știu dacă au ăștia ceva pe aici, nu cred că au pe mașină. Hai că mai avem un pic oricum și ajungem. Mă, ce mașină au ăștia că nu face nici stânga-dreapta ca lumea? Ia uite și poliția. Urcă. Hai iubire, că trebuie să fie cineva nou. Hai, ușor, nu te grăbi. Hai după tine. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua, avem și noi o problemă. Ce s-a întâmplat? Beata domnișoară a fost lovită cu o bâtă de niște indivizi. Cam răi. Domnișoară, veniți după mine, vă rog. Chiar vă veniți puțin după mine. Puteți să vă urcați aici puțin. Doamne. Momentul de față... Vreau să vă pun ceva pe deget să vă iau pulsul. Așa. Să pun aici la aparat să vedem cum e. Bine, merge perfect. Descurc. Totul decurge în form. E da, bine? E pulsul perfect. E bine? Ok. Da, m-a dus să iau o injecție. Domnul doctor, vin să vă ajut? Da, da, veniți, poftiți. Așa, o seringă. Bun. Să vedem ce-a pățit. Vreau să extrag puțin sânge. Dragă, să fii tare, da? Ușor, da, să șterg cu aici. Vedeți că o să piște foarte puțin. Așa. Perfect. Bun. Aduc aici, revin să mă uit puțin. Da. Hai dragă, poți să aibă ăștia grijă de tine. Toate, perfect. Toate celulele. Sper. Bine. Să iau ăsta, așa, perfect. Mamă. Bun. Domnișoara se simte perfect, n-are nimic. Cum să vă spun eu, e sănătoasă tun. N-are nimic? Absolut nimic. Puțin s-a negrit acolo când a fost lovită. De-aia va trece pe parcursul vremii. Are doar o vânătaie, adică? Ce s-a întâmplat? A avut un accident? Eu nu pot să... Aaaa...
Au lovit-o niște bădărani cu o bâtă. Se bă acolo în șold, nu? Acolo pare puțin. Da. O să treacă, vă rog să vă ridicați. E bună de aici. O să treacă pe parcursul vremii, o să treacă vânătaia aceea. Să nu vă faceți griji. Una aici, așa. Domnișoară, vă dau biletul cu ce trebuie să luați ca să vă reveniți complet. Imediat. Așa. Dom'le, dar alte teste nu faceți? Poate nu știu. S-a întâmplat altceva mai grav decât o vânătaie. Aoleu. Îi luăm și niște analize, domnul doctor? Dar zice că da. Că n-am mai vrea să ne mai întoarcem pe aici. Recipientul. Păi ar că am trebuit să veniți la un control. Și atunci aici o să vă dau direct. Păi și nu puteți să-l faceți acum. Colegul? Da? Începem acum, o punem la niște da, teste ceva. Da, imediat acum. Ok. Oh, iubire. Ia uite de aici. Uite, vezi aici. Poftim. Ia vezi. Ia să mă uit așa. Mm-hmm. Se vede ceva acolo, dar nu, nu. Ce se vede? Ce nu-mi dau seama. Tu fractul, ce naibă, nu-mi dau seama. Colegul, tu vezi bine? Nu văd, nu văd. Nu încerc să-mi dau seama. Domnul, o întrebare am. Da. Domnișoara, doamna, a fost însărcinată cumva? Din câte știu eu, nu? De două ori cu mine, atât. Vă rog, domnul, se pare. Nu? Nu. Nu știu, văd ceva aici. Stai să mă uit odată. Iubire, ai ceva să-mi zici? Nu. Păi ceva mic aici, dar nu-mi dau seama ce naiba poate să fie după experiența mea. De ce vedeți acolo de v-ați întrebat dacă a fost însărcinat? Nu știu cum să mă exprim, ca un embrion sau ceva, nu, nu știu. Un embrion? Ceva, ceva, nu știu, nu prea se vede clar în calculatoarele astea. Doamnă, sunt sigur că... Păi și mai e acolo? Încă mai este. Este. Aolo. Păi, colegul, noroc că am făcut da, testele. Da, acum că mi-am luat ochelarii, îl văd și eu. Aolo. Deci eu nu cred. Iubire? Aolo. Aolo, ești bine? Iubire? Aolo, ce-a făcut? Aoleu. Domnul a leșinat. Doamna, sus. Mie vrei să-mi zici că poartă un copil în pântece? Din câte se pare acolo, da. Ușor, 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 ușor. Aolo, cred că îmi vine și mie să leșin. Aoleu. Nu stai cu eu. Stai să deschid aici la mine. Că ai zero binet. Are. Are. Domnișoară. Are un copil. Uitați, domnul, apă. Puteți să parcă apă aici. Are un copil. Aolo. Doamna. Aolo. Mamă. Domnul, stați liniștit. Doamna. Uitați, îmi parcă apă. Dă-i, dă-i un pahar. Haideți să o ridicăm, vă rog frumos, ușor. Hai că vă ajut și eu la psi, da? Da. 3. Hai, 3. 2. Ușor, ușor, ușor. Da, da, 1. Și... Aoleu. Domnilor, nu iubire. Vă mai speriați, că e o minune așa ceva. Ușor, nu... Doamna, nu vă doriți copilul? Iubire, ești însărcinată! Dar e un lucru mare. Da. Trebuie să fiți fericită. Pe care a rămas fără cuvinte. Felicitări, doamne. Aole. Vă arăt acolo, vă mai pun o dată. Haideți să mai verificăm o dată. Aole. Uite, se vede ceva. Mă rog să nu-mi zici că de atunci, de când am fost la tine acasă. Ceva micuț. Nu știu. Uite, 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 uite. Da. Mamă, cât de fericit sunt. Ceva micuț acolo. Aolo. Să aveți mare grijă. Uitați-vă, să vedeți puțin. Uitați, uitați aici, uitați. Uitați cât de mic. Domnul, eu. Uite cât de mic e. Eu.
Eu nu pot să... Eu nu... Nu cred. De ce, domnul? Dar domnul, că e o minune. E o minune. E o minune, da. Să fiu tat. Păi ce are? E nimica, ha. Aoleu. Emoțiile. Nu, nu, că s-o chid, dar mă ia așa cu leșinul câteodată. Nu vezi ce musculatură are, n-am eu când am fost tânăr, n-am avut adică. Te-ai pregătit, domnul, ia să adică. Aoleu, dragă, îmi vine să cred. Doamne. Te-ți părinți. Iubire, ai rămas fără cuvinte? Da. Cred că ești în al nouălea cer. Și știm da. Ceva de acum, în ce lună e? De că abia la început, nu? Foarte, foarte mic. Haide, colegul să... Nu prea îmi dau seama acum, o să mai veniți la niște analize, nu știu. Da, mai veniți. Că nu-mi dau seama, e foarte mic, acolo e un pum, dacă știi ce zic. Da, vă înțeleg perfect. Să le scrii, să-i scrii doamnei ce trebuie să ia. Păi da, adevărat, niște medicamente, ceva, zi, o dietă, ce trebuie să mănânce, ce nu. Fără prăjeli, fără prăjeli. Ok, atât. Mișcare, ceva? Mișcare, foarte puțin. Foarte puțin mișcare. Bă, că se mențină în formă, doamne. E... Da. Asta așa e. Da, să o vedeți cu burtică după aia. Ei, doamne, așa a fost. Uitați, doamne, pe așa a fost și mama dumneavoastră. Cu meniul pe care trebuie să-l respectăm. Ia, dă-i, doamne. Da, mulțumesc. Doamne, nu pot să cred. Fără prăjeli, doamne, foarte important. Fără prăjeli. Cartofi prăjiți, exclus. Lasă că dează vegetariană. Da. A, nici chiar așa. Da, doamne, știu că trebuie și niște carne, că pe anumite vitaminele ei numai din carne și după aia. Da. Maulu, domnilor. Okay. O să vă aștept Maulu. Peste două luni, o lună, două, să veniți la analize. Eu vi le fac cu mare drag. Da, chiar vă rog. Mamă. Medicul mitic o să vă... Domnul, vă rog să vă strâng mâna, că... Nu se mai poate. Așa. Dumneavoastră la fel, vă rog. Că, aolo, voi sunteți. Dar nu mă sperii, dar pa, a venit așa de nicăieri, nici nu mă așteptam, deci... Nu vreți să știți prin ce necaz am trecut, mai n-am cum să vă spun, dar... Aoleu, de să se îmbrace mai gros. După ceva rău să vină asemenea veste, păi, eu n-am cuvinte. Da, aparatele numai voastre... Numai suișuri și coborâșuri, suișuri și coborâșuri, în continuu. Aparatele noastre vor detecta tot. Sunt aproape de ultima generație. Vă cred. Dar uneori poate să mă înșele. Aici nu, da. Nu sunt 100%. Veniți peste două. Da, nu, dar zic că nu sunt doi. Doi? Nu, eu doar... Ah, e bine. Nu, fără grijă. Nu, că după aia trebuie să-mi fac planuri, că... Vedeți, un copil costă atâta, da, doi copii de întreținut costă mai mult, să-mi fac planul. Păi le dați cu planul. Doamne, ce se gândește el? Păi adevărat, trebuie să scaun, trebuie să... Aolo, trebuie să-i facem camera în casă. Aolo, ne leam aia cu leșinul că m-a gândit cât avem de făcut. E rău. E rău. Domnul, sunteți bărbați sau femeie, chiar așa? Nu, dar nu înțelegeți. Dumneavoastră aveți copii, nu cred să vă... Da, să... Da, păi... Să vă fie de bine, să vă trăiască, să fie sănătoși. Pentru mine e prima oară și mă numai că mă ia cu leșină. Mă ia cu așa toate răurile. La mine n-a fost chiar așa, eu am fost puțin mai dur, știi ce zic? Dar nu, dacă era o zi normală sau ceva, poate nu mă lua, dar... V-am spus, nu pot să vă zic prin ce belele am trecut. A trebuit să bag vreo 2 derbedei pentru ce i-au făcut iubitei mele. Și de-aia sunt așa cu leșină. Aveți grijă și cu vânăta aia să... Da. Să vă ungeți acolo cu unguie. Cum îi zice colegul aia de gălbenele sau cum îi da, zice? Da, cremă de gălbenele. Așa, cremă de gălbenele să... Domnul, vă mulțumesc mult de tot. O să vin mâine pe aici să vă caut, să vă aduc și un cadou, o mică atenție. A, nu e nevoie, domnul. Ba, e nevoie, vă zic eu că e absolută nevoie. Nu scăpați, nu scăpați de asta. Mâine vă caut prin tot orașul. Da, domnul. Vă mulțumesc din nou. Aici să ajut lumea. Îmi place să ajut. Enorm de mult să ajut lumea. Să aveți o zi bună și să salvați vieți în continuare. La revedere. La revedere. La revedere. Aveți grijă de doamnă.
Da, bineînțeles. Română, da. Hai, iubire. La revedere. Să rămână, aveți grijă de dumneavoastră. Aveți grijă cu copilul. Hai, iubire. Hai, mămicuțo, mai bine zis. Doamne, nu cred. Am să avem un copil. Dar știi ce înseamnă asta, nu? Că trebuie să facem nuntă până nu o să mă fac în balena. Aolo, cum ai ghici? Doamne. Doamne, dar de unde îmi caut eu rochie? Aaa, asta era problema, rochia. Lasă că am eu un designer de să face cea mai șmecheră rochie din tot orașul. Doamne. N-avem local, nu avem nimic, nu nici cu biserică, nimic. Nici masă, nici restaurant, ia zi, nimic. O, dragă, da, că mai avem câteva luni. Abia ești prima lună, cred, deci mai da, avem. Da, o să trebuie din timp așa. Totul. De ce? O să fiu grasă. Da, măi, da, prin asta trece orice femeie, darul, cum să zic. Nu știu, o n-am să fiu grasă. Să fii grasă, să fii mămică. Să aduci. Să aduci pe viață, pe lumea asta, pardon, o nouă viață. Tu ce speri să fie? Copil să fie sănătos, nu-mi contează ce este. Adevărat. Uite ce biserică frumoasă. Asta? Dar n-am mai văzut-o pe aici. Hai că o să o ține minte. Mamă, cât de fericit sunt, nu vine să cred. Alo. Bine că n-ai pățit ceva, iubire. Bine că n-ai pierdut sarcina sau, Doamne ferește. În sfârșit am ajuns și noi acasă. Gata? Îți faci bagajele? Te muți la mine? Nu trebuie să mă întind în pat, că cred că o să leșin iară. Of, 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 iubire. O să mă întind, că cred că o să leșin. Să ți bebești un pahar cu apă și întinde-te și relaxează-te, că prin câta calvarul ai trecut acum